În data de 15 august, cetățenii din Răcari nu vor marca doar sărbătorirea Sfintei Marii, ci și sărbătoarea orașului în care locuiesc. Programul manifestărilor va începe la ora 8 dimineață, cu slujba de Sfântă Mărie, urmată de depuneri de coroane la Monumentul Eroilor Răcăreni. În cadrul ședinței solemne, răcărenii vor fi premiați. Tindem de la an la an să fim o localitate mai curată, mai ordonată, oameni gospodari, și prima categorie de cetățeni premiați o să fie cei care au cea mai frumoasă gospodărie. Dacă în anii precedenți ne-am limitat și uneori chiar a fost greu să selectăm o gospodărie din localitate, anul acesta am avut surpriza în care a trebuit să facem așa o selecție a gospodăriilor care, atât pe domeniul public din fața localității, cât și în curte, arătau foarte bine. Și dacă în anii precedenți ne limitam la 7 premii, anul acesta apropiem 30 de premii. Premiile constau în unelte agricole în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare gospodărie. De asemenea, vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, profesorul anului, polițistul anului și cei mai buni elevi. Anul acesta, pentru prima dată, vor fi premiate și cele mai tinere cupluri. Sâmbătă seară vor urca pe scenă artiști consacrați ai muzicii românești, printre care se regăsesc Cătălin Petrescu și Amelia Antoniu, de la Opereta Română, Nicoleta Vasile, Gheorghe Ciucioiu, Gypsy Casual, Alex Verea, Adi de la Vâlcea și alții. Seara se va încheia cu un foc de artificii. Duminica este ziua dedicată copiilor și activităților sportive, prin care administrația răcăreană încurajează mișcarea atât printre tineri cât și printre cei mai în vârstă. Duminica debutează tot la ora 9 cu o piesă de teatru pentru copii, Aventurile lui Don Donel, după care diverse activități sportive, desene pe asfalt, traseu de ciclism, la fel care avem, pe care îl parcurgem în fiecare an, poate și de 2-3 ori pe an cu diverse ocazii, iar ziua sportivă se va încheia cu un mini-campionat de fotbal între echipele primăriei orașului Răcari, poliția orașului Răcari și liceul teoretic Ion Ghica Răcari. Deja echipele sunt în cantonament, se pregătesc. Răcărenii sunt așteptați la toate evenimentele organizate special pentru ei. La mulți ani, răcăreni, vă aștept un număr cât mai mare la toate evenimentele. Vedeți că sunt evenimente pentru toate vârstele, pentru toate gusturile, mă refer aici la cele muzicale, și nu în ultimul rând să vă susțineți echipa favorită. Dacă ați fost mulțumiți de colegii din primărie, să susțineți echipa primăriei. Dacă nu ați primit o amendă de circulație, să susțineți echipa poliției. Și dacă la școală profesorii au fost îngăduitori cu voi, răcărenii, să susțineți echipa liceului Răcari. Evenimentele dedicate zilelor orașului Răcari au fost organizate cu fonduri de la bugetul local în valoare de aproximativ 50.000 de lei.